Fiului și al Sfântului Duh. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău.
Atât pentru contribuția adusă
Tatălui Ciril care ne locuiește aici, dar este cu sufletul aici mereu, pentru că în versurile pe care le citeau copiii acești minunați, vorbea despre satul natal, despre întâmplările din copilărie, despre întâmplările reale de zi cu zi. Acest om deosebit, de o modestie extraordinară, îl invităm aici alături de noi pe domnul Ruian Samuil în aplauzele dumneavoastră. Și îmi cer iertare. Dar transmiteți mai departe, atunci când eu scap să vă sun, că nu o fac cu intenție. Unii dintre dumneavoastră poate, eu știu, se întâmplă ceva cu cartela telefonică sau vă pierdeți telefonul, vă schimbați numărul de telefon și nu mai ajung la dumneavoastră. În momentul când auziți semnalul, veniți acasă. Vă mulțumesc mult că sunteți aproape de noi și vă mulțumesc mult. Înainte ca unica Ion să încheie ca șase cuvinte. Dragi consăteni, a fost o mare bucurie pentru mine să fiu alături de voi cu ocazia decernării acestor diplome, inclusiv de cetățean de onoare, care eu cred că este recunoașterea cea mai mare care se poate da unui fiu al satului. Trebuie să vă spun un secret totuși, că de foarte multe ori cu domnul primar ne-am cam consultat. Ceea ce aș ruga, l-aș ruga pe domnul primar și Consiliul Local să aibă în vedere și un cetățean care n-a plecat din sat și care și-a petrecut toată viața aici și să primească titlul de cetățean de onoare. Nu va fi ușor să-l aleagă, sunt convins, e o provocare extraordinară, dar cred că sunt oameni care merită din acest punct de vedere titlul de cetățean de onoare. Vă mulțumesc!